Suntem în satul Monari în acest moment și așteptăm să se formeze ciurda. Pentru că vrem să vedem dacă și aici la Monari tradiția ciurdei se menține și cum pregătesc proprietarii vitele pentru a pleca la pășune. Câte vaci aveți în gospodărie? Numai astea două le avem. Două? Două, dar avem și porci, nu. Dar dintotdeauna ați avut vite, nu? Întotdeauna, nu, da? Mă, cât pot mă lăsăm și de ceva. Când știți dumneavoastră, se formează ciurda aici și merge la pășune, merge, da? La pășune, da, merge, că nu, ne trebuie lapte, că avem doi nepoți. Dar numărul animalelor în sat a scăzut în timp așa, nu? A scăzut, că au fost și 230. Uai, mamă, și unde... Au fost și dibolit, a fost acolo la Monari. Da? Da, a fost și dibolit. Și unde pășunează? Acolo, în sud, către Hodaie. Așa spune la Hodaie, da? La Hodaie, așa spune la pășune. Așa, da. Îi dați drumul în ciurdă? Dar cum așa? Păi sunteți frumoase, cum? E, dar ce e cu kilo scurt de aia? Da, da, dar dacă și la viare la sărat așa. Fac ce vreau cu ea. Da, filmăm de la brâu în sus. Nici de la brâu în sus nu vreau. Nu? Să nu mai ochii. Lucrează multe femei la sărat de aici? 500. Dar nu de aici. Dar nu de aici. Ești din arzul 20, nu? Nu mai lucrează nimeni la pământ pe aici, nu? Ba, lucrează, nu lucrează bătâi, de tot nu mai aici. Bătâi, e? Tinerii plecați pe dincolo, nu? Sau lucrează în oraș? Nu, lucrează aici. În oraș, nu, puțin plecați. Am o să viniți acasă, roșu bărbați, câteți. Dar lucrează în oraș, nu lucrează în plinitate. Nu, viniți de 4 ani și bărbatul meu și pișorul. Și acum construiesc aici case? Tineretul, că se căsătoresc. Aproape de oraș. Fac afaceri, nu? Afaceri puțin. Nu-i afacere. De-aia de trei, eu duc alta cu banii. Ce ar trebui făcut aici la Monari, are, ca să meargă lucrurile bine? Ar trebui o pot peste vale, că mă pute, nu mă trece oamenii la pământ. Ca să poată trece oamenii într-un loc doar. E, la pământ, da. Vine autobuzul. Da, de cine să trece? De cine să trece? Să rămână, spun la treabă. În momentul acesta, ciurdarul se duce să adune vacile din capătul satului. Merge cu bicicleta. Ciurda este ca un orologiu pentru comunitate. Dimineața lumea se trezește ca să dea drumul vacilor, iar seara, după ora 7, le așteaptă să se întoarcă de la pășune. Nu, 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 nu
Iată, oameni buni, deja se conturează ciurda la Monari. Ciurdarul adună pe rând vacile gospodarilor care le-au dat drumul să pască în fața caselor. Se formează ciurda, se formează ciurda deja. Sub ochii localnicilor, ciurda crește și tot crește. E începutul zilei la Monari. E începutul zilei în satele românești. Yes, yes, yes.
Noi suntem păstori din Monani. Așa. Noi suntem păstorii din Monani care căutăm vejiche. Cel mai bun păstor suntem noi din Monani. Sunteți singuri, nu? Sigur. Sau mai sunt și alții? Noi suntem. Voi sunteți, da? De 10 ani. Deci aveți monopol asupra păstoritului. Noi suntem tot de 10 ani. Se rentează? Să fii pastor la voi, să fii ciudat. Da. Da? Se rentează. Se rentează, poate să căutăm vizite. Așa. Câștigați, da? Da, cum? Las o plecați de Egipța. Nu. La muncă. Nu. Rămâneți aici, da? Aici rămâne. Vă place ceea ce faceți? Da, cum să nu? Ne place, cum să nu? Sătenii au încredere în voi, nu? Aveau încredere, cum să... Duceți vitele în siguranță, le aduceți? Le aducem, le adăpăm, le grijim. Așa, foarte bine. Deci sunt răspunderea noastră, noi căutăm de ei ca cumusa noastră. Așa, așa, foarte bine, da. Cum se numește locul unde le pășunați? Păi cum să... E pășune mare. Hodaie, am înțeles că zice. Hodaie, da. Hodaie, da. E hodaie mare, da. Aia treabă. Faină, faină. E loc fain. Cam câte vite sunt aici adunate? 160. 160 de vite. 160 de animale. În urmă cu câțiva ani erau mai multe? Erau mai multe. Ce s-a întâmplat între timp? Ce s-a întâmplat? Că s-au vândut. S-au vândut, oamenii nu mai cresc. Nu mai are cine din laptele, nu se plătea și cum ar trebui să se plătească. Și îți vași bătrânii care nu mai stau pe muntă. S-au vândut. Așa, și treptat, treptat, numărul lor scade. Scade. Se mai scade, se mai scade. Ce să vedem? Nu se orientează, se mai țin oamenii vască, vezi că laptele nu se plătea și cum ar trebui ieftin. Da, da, e foarte ieftin, sigur. Asta e. Ce să vedem? Nu sunt ajutați producătorii români, nici cei care cultivă plante, nici cei care cresc animale. Nu se orientează. Nu-i ajutată, nu-i stimulată agricultura. Nu. Asta s-o știu. Acolo în față e pășunea, nu? Acolo în față, de unde se vede de pădure. Peste deal acolo e pășunea mare. Peste deal, peste deal acolo. Da. E pășunea mare. Ciurda a plecat la hodaie, iar peste sat s-a lăsat liniștea. Diseară, când se va întoarce, sătenii iarăși vor fi la porți și își vor aștepta vitele.